Bună ziua! Voi pregăti conopi de pane, un aperitiv foarte rapid și foarte gustos. Voi avea nevoie de 4 linguri de făină cu vârf, 2 căni de apă, o conopidă medie, 4 ouă, o linguriță de sare, o linguriță de pudră de usturoi, o linguriță de boia dulce sau iute, sau puteți folosi și piper. Îndepărta aceste frunze de la conopidă. Apoi, cu un cuțit bine ascuțit, voi îndepărta acest cotor. Voi tăia cotorul de jur împrejur. Cam în felul acesta. Apoi voi desface totul în buchețele mici. Conopida s-a desfăcut singură. Și o voi tăia mai mică. Cam așa. Voi trece la următoarea. Și voi proceda în felul acesta până voi termina toată conopida. De tăiat buchețele mici. Într-o cratiță am pus apă, acum voi pune sarea și voi pune și conopida. Voi lăsa totul să fiarbă la foc mediu până când conopida se va înmuia puțin. Voi lăsa conopida vreo 15-20 de minute la foc mediu. Voi încerca această conopidă cu o furculiță. Conopida este gata. Am verificat totul cu o furculiță. Acum voi lua conopida cu o paletă, o voi scurge de apă și o voi pune pe o farfurie cu un șervet absorbant pentru a absorbi apa. Voi scoate conopida toată pe această farfurie și o voi lăsa să se răcească în voie. Cât conopida se răcește, voi pregăti sosul pane și voi pune cele 4 în acest castron. Le voi bate puțin. Am
Am terminat de bătut cele patru simple cu acestea. Acum voi pune sarea. Voi pune și boiaua dulce. Pudra de usturoi. Voi amesteca totul. Acum voi pune făina. O voi amesteca și pe aceasta. Apoi voi pune apa, puțin câte puțin, și voi amesteca. Am terminat de amestecat totul foarte bine și totul a rezultat o compoziție puțin lichidă, cam în felul acesta ar trebui să arate. Conopida s-a răcit și voi lua buchețele din această conopidă fiartă și voi pune în sos. Și voi proceda în felul acesta, toată conopida, voi pune în acest sos. În această tigaie am pus ulei și l-am lăsat să se încingă. Acum voi pune fiecare bucată de conopidă. În acest ulei încins. Voi scurge de acest sos pane și voi pune în tigaie. Voi proceda în felul acesta cu toată conopida până voi termina pe toată de prăjit. Conopida pane este gata. Am întors-o pe ambele părți. O voi lua cu o paletă și o voi pune pe un șervet absorbant pentru a se scurge uleiul. O voi scurge foarte bine și o voi pune în această farfurie. Voi proceda în felul acesta și cu conopida rămasă, până o voi termina pe toată de prăjit. Voi pregăti un sos de usturoi cu smântână și voi avea nevoie de o căpățână de usturoi care am curățat-o și am dat-o pe răzătoarea mică. Puteți folosi și o presă de usturoi, o linguriță de sare, 3 linguri cu vârf de smântână sau puteți folosi și iaurt și 2 linguri de ulei. Voi pune usturoiul în acest castron. Peste usturoi voi pune lingurița de sare. Voi amesteca puțin usturoiul cu sarea.
apoi voi pune 2 linguri de ulei și voi amesteca usturoiul împreună cu sarea și uleiul. Până când uleiul se va forma o pastă. Usturoiul este gata, am amestecat cu o lingură de lemn pentru a se forma acea pastă mai repede cu lingura de lemn. Cam în felul acesta. Acum, peste usturoi voi pune smântâna. Și voi amesteca din nou totul. Sosul de usturoi cu smântână este gata. Conopida pane a ajuns la final. Este un aperitiv rapid și foarte gustos. Ați văzut, se face foarte, foarte rapid și atunci când ni se face poftă, putem să-l încercăm și să-l pregătim foarte repede. Această conopidă de pane se poate servi alături de felii de roșii, felii de castravete dulce, un sos de usturoi cu smântână sau iaurt, sau de asemenea puteți pregăti o salată simplă verde cu ridic și ceapă verde. La revedere!